Bună ziua și bine v-am regăsit, dragi telespectatori, la această nouă ediție a emisiunii Zodiac. În cadrul acestei emisiuni vreau să vă prezint informații despre Zodia Fecioară, zodie pe care Soarele o tranzitează în această perioadă, începând din 23 august până în 22 septembrie. O perioadă de muncă, de zi cu zi, o perioadă în care trebuie să facem servicii altora, trebuie să ne ocupăm de cei apropiați, în care problemele cotidiene vor fi numeroase și trebuie rezolvate. Nu este neapărat o perioadă în care să începem lucruri ambițioase, proiecte de anvergură, ci dimpotrivă să încercăm să ajungem la zi cu toate treburile pe care le-am început sau proiectele pe care le-am demarat chiar din toamna anului trecut sau din primăvara acestui an și care acum, în perioada septembrie până la final de an, trebuie să se concretizeze, trebuie să obținem rezultate, trebuie să fim mulțumiți de ceea ce am făcut. De aceea, în această perioadă, cât timp Soarele tranzitează Zodia Fecioară, această influență astrală aduce mai multă hărnicie, mai mult simț analitic, mai multă meticulozitate în tot ceea ce facem, vom fi mai atenți la toate detaliile și dacă nu suntem așa, vom avea probleme în sensul că, nedând atenție unor amănunte, putem și riscăm să facem unele lucruri care să nu ne mulțumească sau să nu mulțumească pe cei din jur, pentru că în această perioadă nu contează doar mulțumirea de sine, ca pe zodia leu, ci și aprecierile celor din jur sau mulțumirea acestora. Deci trebuie în tot ceea ce facem să ținem cont și de ceilalți, de părerile lor, de dorințele lor și să încercăm ca mulțumirea să fie sau simpatia generală. Nu mai contează dacă facem ceva ce ne place doar nouă sau ne mulțumește doar pe noi, ci trebuie să ținem cont și de anturajul nostru, de familie, de colegii de muncă, de colaboratorii și de asociații noștri. Este o perioadă foarte bună de lucru în echipă. Deci acțiunile acum merg pe parteneriate, pe asocieri, pe, cum spuneam, muncă, proiecte în echipă, pe colaborare și de aceea este foarte importantă comunicarea cu cei din jur. E bine să fim diplomați, să avem argumente, să fim atenți, cum spuneam, la detalii, să știm să punem problemele, nu să acționăm impulsiv. Pe Zodia Fecioară, acțiunea impulsivă nu dă rezultate, pentru că întâlnim persoane care ne pot șicana, ne pot contrazice sau au alte argumente mai puternice, mai solide și atunci putem să ajungem în situații în care să ne enervăm, să ne supărăm, nu neapărat se vor crea tensiuni care să ducă la rupturi de relații sau asociații, dar e o perioadă de tracasare dacă nu suntem de acord și în consens cu cei din jur. Zodia Fecioară este guvernată de planeta Mercur și din acest motiv Mercur influențează starea nervoasă, deci nervii, dar și mentalul, intelectul, trebuie să fim foarte raționali în această perioadă, pragmatici, analitici, să știm cum să prezentăm situațiile, cum să negociem anumite lucruri, cum să discutăm, pentru că de toate acestea depind rezultatele în afaceri, în carieră, în profesie, în serviciu. Este o perioadă în care serviciul este influențat foarte favorabil de acest soare în Zodia Fecioară. Cei care nu sunteți mulțumiți de serviciu, aveți șansa în această perioadă să faceți niște schimbări benefice, schimbări care survin și datorită terminării unor studii, primirii unor diplome, încheierii unor
examene sau a unor situații legate de specializări. Deci toți cei care anul acesta ați încheiat anumite perioade de studiu, ați încheiat un ciclu de studiu, ați dobândit o diplomă, o autorizație, o licență, un doctorat, care, eu știu, ați încheiat, eu știu, ați dat anumite examene. În această perioadă, pe Zodia Fecioarei, puteți beneficia prin interviurile, testele, examenele care vi se pot oferi și situațiile care vi se pot oferi privind serviciu, puteți obține șansa sau veți avea șansa să găsiți un serviciu pe măsura profesionalismului dumneavoastră. Deci este un moment în care dacă introduceți CV-uri, dacă discutați cu superiorii dumneavoastră sau cu patronii, dacă negociați, faceți negocieri de salariu ca urmare, cum spuneam, a dezvoltării dumneavoastră profesionale încheiate până în acest moment, aveți șansa să ajungeți într-o altă poziție socială, într-un alt statut privind poziția în cadrul firmei, puteți avansa, puteți promova, puteți să vă dezvoltați activitatea profesională. În această perioadă puteți găsi o muncă extra-profesională care să vă aducă beneficii suplimentare. Este o perioadă în care orice fel de activitate poate să aducă unele beneficii. Nu sunt beneficii mari, dar beneficiile vin din surse diferite. Cu alte cuvinte, privind cariera, pe Zodia Fecioară, astrele testează în general profesionalismul nostru, renumele și reputația. Și cei care se bucură de o reputație bună, care au muncit ca să dobândească această reputație, care au muncit ca să dobândească o clientelă, un public, fani care s-au agitat în a se prezenta mult mai bine. E o perioadă în care contează foarte mult cum ne prezentăm, cum socializăm, cum ne evidențiem în cadrul activității noastre sau pe internet, de exemplu. În această perioadă aveți beneficii, o creștere a profitului din creșterea clientelei, numărului de fani, a publicului, care vă aduce foarte multă, cum să spun eu, adulație în această perioadă. Deci este un moment în care ne putem dovedi mai buni, iar cei care consideră că merită să promoveze, să avanseze în această perioadă, au șansa să dobândească acest lucru prin, cum spuneam, negocierile pe care le pot face cu superiorii, șefii lor. Este o perioadă în care cei care nu au studiile necesare pot începe niște studii, niște specializări, nu de lungă durată, nu facultăți de 6-10 ani. Nu, adică pe Zodia Fecioară se poate începe o pregătire medie profesională, un curs de 3 luni, de 6 luni, o specializare, care ulterior poate să conducă la un serviciu care să aducă beneficii, cum spuneam, poate în afara serviciului de bază. Și dacă ați descoperit pe Zodia Leu un talent, o vocație, v-ați interesat de anumite cursuri, de domenii necunoscute chiar, precum vindecarea neconvențională, servicii publice de întreținere, precum masajul, reflexoterapia, acupunctura și așa mai departe. Deci dacă v-ați interesat de aceste cursuri, ar fi bine să le începeți și vă plac aceste, adică vă place ceea ce ați cunoscut și ceea ce ați învățat, din această perioadă, din perioada 23 august până în data de 22 septembrie, puteți să demarați o acțiune în vederea concretizării studiilor în raport cu clientela publică. Și de aici, cum spuneam, beneficiile. De asemenea, din punct de vedere al sănătății, este o perioadă foarte importantă, nu atât vizând vindecarea unor boli grele sau îndelungate, nu. În această perioadă pe Zodia Fecioară, cei care
ați descoperit din primăvara acestui an o boală ascunsă sau ați avut diverse semnale de disfuncționalitate privind mersul lucrurilor și starea de sănătate. Deci dacă ați depistat astfel de disfuncționalități interioare și organismul v-a transmis diverse mesaje și semnale de proastă funcționare, acum, pe zodia fecioară, e bine să acționați în a începe o terapie, în a începe, în a schimba stilul de viață, pentru că fecioara reprezintă în astrologie viața cotidiană, deci ceea ce se întâmplă zi de zi cu noi, și din acest punct de vedere, în această perioadă, dacă avem grijă ca programul nostru de zilnic de viață să fie un program corect, ne vom asigura în viitor o stare de sănătate mult mai bună. Deci acum nu este benefic să acționăm prin tratare medicamentoasă. Ba dimpotrivă, cei care suferă de diverse afecțiuni și nu neapărat de boli grele, au trecut prin perioade de crize diverse, în această perioadă nu vor rezolva problemele apelând la medicamente. Pentru că există riscul unor erori de tratament, a unor intoxicări, a unor alergii care se pot depista în raport cu anumite medicamente, și tendința este de intoxicare sau de infecție sau de intoxicarea sângelui cu medicamente care nu neapărat vor rezolva problemele de sănătate pe termen lung. Toate problemele, starea de sănătate, de fapt, nu problemele de sănătate, starea de sănătate se îmbunătățește în această perioadă dacă facem niște schimbări benefice privind programul nostru zilnic. Programul de alimentație, programul de somn, programul de relaxare, programul de lectură, programul de învățătură. Deci toate trebuie făcute în această perioadă metodic și organizat. Cei care vor reuși să-și facă un astfel de program vor avea șansa unei stări de sănătate mult mai bune pe termen lung. În special, nutriția este foarte importantă, ca și perioada de somn. Acum este momentul să renunțăm la obiceiuri proaste, la alimente care ne fac rău, chiar dacă până acum le-am consumat cu plăcere și organismul nu a avut de suferit. În această perioadă veți vedea că anumite medicamente, anumite alimente nu ne mai fac bine. Și atunci trebuie să facem o schimbare în acest program de nutriție, de hrănire a organismului. De asemenea, este și o perioadă în care vom simți o slăbiciune, în special o tendință de anemie, o tendință de slăbiciune de picioare, o oboseală și o uzură pe care o resimțim ca urmare a anului care a trecut, mai accentuat acum în această perioadă, și trebuie să fim foarte atenți la aceste semnale. Cei care vor să înceapă o terapie, un tratament naturist, o cură de detoxifiere, de slăbire, acum este momentul să o facă. Mai ales că, pe lângă faptul că soarele se află în zodia fecioară și influențează starea de sănătate, este și Mercur retrograd, și vă spuneam atunci când v-am prezentat această influență astrală că pe Mercur retrograd e bine să începi o cură de detoxifiere sau de slăbire cu rezultate excepționale. Pentru că răspunsul organismului este rapid și eficiența este maximă. În momentul în care Mercur iese din retrogradare, chiar dacă noi dorim să slăbim, e posibil ca organismul, mentalul nostru să nu răspundă pozitiv sau efectul să fie minor, adică să nu putem slăbi sau să nu facem, să nu avem un efect scontat maxim. Ei, în continuare, până în 5 septembrie puteți să faceți acest lucru și veți vedea că de starea asta de sănătate îmbunătățită printr-un program mult mai bun,
inclusiv eliminarea supra-solicitării, nu e o perioadă în care să ne supra-solicităm, mai ales nervos, efortul mental este dificil în această perioadă și de aici uzura este foarte mare. Să nu uităm că toamna, ca și primăvara, aduce multe probleme de natură nervoasă și de anxietate și de depresie, tulburări la nivel mental, care sunt trecătoare, nu sunt neapărat niște situații grele sau profunde. Bolile pe zodia fecioară nu sunt profunde sau îndelungate, ci sunt doar niște efecte, deci starea proastă de sănătate se datorează sau este efect al surmenajului oboselii acumulate în această perioadă a anului, ca urmare a întregului an pe care l-am parcurs până acum. Am parcurs o bună parte din acest an, lucrurile nu s-au concretizat de foarte multe ori în septembrie, în perioada zodiei fecioară, constatăm că ceea ce am planificat în primăvară nu se și concretizează în toamnă. De obicei, toamna se culeg rezultatele, se văd rezultatele și cred că pentru unii nu este neapărat un an foarte bogat în realizări. Eu vă spuneam de când am prezentat anul cocoșului că în acest an concretizarea proiectelor este mai dificilă, dar este un an în care putem să analizăm anumite situații, să dăm curs unor idei, să aflăm tot felul de informații utile, să ne terminăm studiile necesare, să obținem șansa unor colaborări, asocieri, parteneriate sau să găsim suporteri, fani, parteneri de afaceri, pentru ca din toamnă, începând din octombrie și până anul viitor, să expansionăm și să începem să concretizăm, să avem beneficii concrete din acțiuni. Și de aceea cred că pentru mulți toamna, această perioadă, aceasta august-septembrie, este o perioadă de reanaliză, de revizuire a unor situații și mulți vor constata că dintre proiecte realizări, adică în raport cu planurile și ideile pe care le-am avut din primăvară, din martie-aprilie, puține s-au concretizat sau au dat rezultate până în acest moment. Dar nu trebuie să fim disperați. Pentru asta există perioade dominate de planeta Mercur, precum zodia Gemeni și zodia Fecioară, în care trebuie un pic să ne mai gândim, să reanalizăm, să revizuim situațiile și să renunțăm la ceea ce nu merge. Exact acest lucru va trebui să faceți și dumneavoastră în această perioadă. Privind relațiile, pe zodia fecioară, astrele nu favorizează neapărat sentimentele, pasiunile. Este, în general, o perioadă în care rațiunea domină sentimentele, ca și interesul. De aceea, orice fel de relație pe care o inițiați în această perioadă, fie prietenie, fie uniune, fie căsătorie, se pare că în această perioadă uniunile, relațiile și căsătoriile sunt mai mult lucrative decât amoroase. Deci, fiecare urmărește un anumit interes. Că este vorba de un interes social, că este vorba de un interes material, că este vorba de un interes poate de natură psihică. Frica de singurătate te face să te apropii de cineva. Deci nu este neapărat vorba de dragoste și de pasiune în această perioadă. De aceea nu trebuie să vă lăsați conduși de sentimentele și mai ales nu trebuie să vă lăsați impresionați de anumite persoane care vor să profite de sentimentalismul, senzitivitatea dumneavoastră. Dar se pare că și cei mai sensibili în această perioadă vor fi ceva mai cerebrali și mai interesați să-și rezolve propriile probleme decât să le rezolve pe ale celorlalți. Fiți foarte atenți cu banii pe care îi luați împrumut sau îi dați.
cum împrumutul îi dați altora. Este o perioadă în care puteți fi foarte ușor convinși să ajutați pe alții din punct de vedere financiar, mai ales frați, prieteni, vecini, persoane din anturaj. De obicei, în această perioadă întâlnim oameni, cum spuneam, interesați de rezolvarea problemelor lor și vicleni în întreprindere, adică nu totdeauna argumentele lor sunt reale. Faptul că abuzează de încrederea dumneavoastră sau de sentimentalismul, de senzitivitatea noastră, poate să conducă acest lucru poate să conducă și la pierderi ulterioare. Deci dacă dați bani cu împrumut, e foarte posibil ca această, mai ales prietenilor, rudelor, apropiaților, s-ar putea ca această situație să creeze ulterior dușmănii, adică prietenii să se transforme în dușmani și să creeze dificultăți. Deci încercați să nu amestecați sentimentele cu problemele de natură material-financiară, adică să nu faceți bine material dând curs acestor sentimente, să nu le amestecați, pentru că există riscul ca aceste sentimente de prietenie să se transforme în dușmănii și prietenii să vă creeze ulterior dificultăți, să nu mai primiți banii cu ușurință, să stricați relația și așa mai departe. Este foarte important acum, dacă vreți să obțineți un credit sau mai degrabă să vă plătiți datoriile. Este o perioadă în care șansa sau problemele cotidiene, plățile, sunt favorizate de influența soarelui în fecioară, deci veți avea banii necesari pentru a vă plăti datoriile și este sau plățile zilnice, viața zilnică cu toate plățile ei, de tot ce aveți de plătit. În această perioadă veți avea banii necesari sau îi veți obține, cum spuneam, și din activități extraprofesionale și din partea unor prieteni apropiați, dar până și instituțiile financiare sunt mai disponibile în această perioadă privind creditarea sau reevaluarea unor credite. De aceea trebuie să fiți de asemenea foarte atenți la detalii dacă semnați astfel de contracte. Cel puțin până 5 septembrie nu semnați contracte fără să vă sfătuiți cu cineva care este specialist în domeniul financiar, pentru că neatenți la unele detalii sau necunoscători în această perioadă, neplăcerile pot veni din lipsă de cunoaștere, din ignoranță, și atunci cel mai bine e, dacă nu cunoaștem problema, să apelăm la specialiști, la oameni care sunt în domeniu, profesioniști, și atunci să semnăm astfel de contracte. Și cu contractele de muncă sau contractele de închiriere sau, eu știu, contractele de pe care le faceți de cum să spun eu, contracte în raport cu persoane pe care le luați în spațiu sau le luați în grijă. În această perioadă să fiți atenți la semnarea acestor acte, pentru că ulterior veți regreta că ați făcut acest lucru, fiindcă persoana respectivă vă poate crea probleme în viitor destul de mari. Dar eu sper că rațiunea și analiza aceste caracteristici tipice acestei zodii fecioară să ne conducă pe toți spre a realiza unele lucruri mult mai bune și mai organizate în viața noastră. Este o perioadă în care chiar trebuie să ne organizăm viața. E bine să ne debarasăm de relațiile care nu ne aduc nimic sau să ne facem noi relații. Dar, în general, nu trebuie v-am spus să amestecăm relațiile sentimentale cu cele profesionale sau de interes. Pentru că există această tendință. Pentru cei singuri care își caută o persoană în viață și își doresc o relație cu cineva, în această perioadă schimbarea serviciului sau activitatea zilnică, serviciu, în cadrul serviciului, schimbările care pot să apară, poate să ducă și la noi colegi, noi colaboratori,
noi șefi, noi contacte și e foarte posibil ca o relație strict profesională să se transforme în viitor într-o simpatie și chiar dragoste. Deci cei care își caută o persoană, pentru că s-au săturat de singurătate, o persoană apropiată, o pot găsi în sfera serviciului sau în domeniul sănătății. Poate faceți o vizită la spital cuiva și întâlniți o persoană care are, e pe aceeași lungime de undă cu dumneavoastră sau are aceleași tip de probleme și schimbând impresii și informații veți ajunge și la o relație de prietenie, care ulterior se poate transforma și în dragoste. Sau dacă veți începe o specializare în domeniul terapiilor, s-ar putea să intrați într-un grup, într-o asociație cu persoane care gândesc la fel ca dumneavoastră sau au aceleași proiecte de viitor și iată dintr-o dată o comunicare foarte bună și un anturaj pe placul dumneavoastră. Deci acum avem șansa să găsim oameni care gândesc ca noi și care au proiecte comune cu noi, în general în colectiv, în serviciu, în domeniul sănătății. Deci aici este sectorul, acestea sunt sectoarele unde putem găsi persoane noi interesante și v-am spus, poate nu este vorba neapărat de dragoste, de pasiune, așa, cup de foudre, nu. Este vorba doar de comuniune, înțelegere, comunicare foarte bună și chiar o tendință de interes comun în viitor. Ceea ce este foarte, zic eu, este un lucru foarte bun din punct de vedere relațional, pentru că, în general, relațiile care pornesc așa, gradual, de la stadiu de prietenie și, în special, comunicare bună, au șansă mult mai mare de durabilitate decât cele care sunt bazate pe sentimente pasionale și pe atracție fizică. După pauza publicitară, voi continua să vă prezint pentru fiecare zodie în parte cam ce aduce această zodie, ce tranzite planetare favorabile avem și în ce sector al vieții suntem influențați de acest soare în zodia fecioară.